Nu numai la noi în județ, s-a întâmplat... Liberalii și democrat-liberalii olteni sunt mulțumiți și încrezătorii noua alianță politică. Președintele PNL Olt, Gigel Știrbu, și Siminica Mirea, președintele PDL Olt, au organizat o primă conferință de presă în calitatea lor de copreședinți ai noii alianțe politice și au declarat că acest mare partid de dreapta este o dorință veche a membrilor și simpatizanților celor două partide. După 25 de ani de orgolii, pentru prima dată s-a creat un mare partid de centru-dreapta și înainte de a face această fuziune prin absorție cu Partidul Național Liberal, Partidul Democrat Liberal, tot sâmbătă la convenție a aprobat și fuziunea prin comasare cu Forța Civică. Joi avem prima ședință BPJ comună. PDL și PNL vor avea un candidat comun la prezidențialele din 16 noiembrie și vor fuziona după aceste alegeri.